6 de minute arată ceasul. Avem o capră care tocmai a intrat în corul bisericii, da. Și cineva ne-a scris pe WhatsApp. Ne-a dat o idee foarte bună. Poți să pui sunetul caprei în locul goarnei de vapor pe melodia lui Fisher, I'm Losing It. Nu putem să facem chiar așa, că nu știm producție, dar fiți atenți. All right. I'm losing it. Yes. Hai căprița. Oh, Doamne. Să știți că noi chiar suntem ok. Adică mai avem așa momente din astea, dar nu pot să zic nimic la capul asta. Este imposibil. Oh, bună dimineața. Deci că noi avem și capra vecinului. Da? Vedeți? Ce să mai... Da, dacă vecinul tău face kickboxing, nu mai e capra vecinului. Oh, Doamne! Păi de ce, mă? Dacă vrei, ia, să stea. Măi, ia să vedem. Ia uite, nu mai contează niciun kickboxing, nici nimic. Da, măi, hai că ne-am dus rău în dimineața asta. Este superb. Te spune ceva că ai luat și interviu. Da, să știți că chiar vorbim serios, doamna asta, capra asta de la catedrală, chiar este mega cunoscută pe internet. Eu aș vrea să facem un versus așa între capra de la catedrală și capra noastră din România. Ne întoarcem la Fărcii Radio Breakfast. Bună dimineața tuturor! Gata, terminăm cu caprele. Trecem la lucruri serioase. Despre ce vorbim despre imediat? Despre câini.